Dacă sunt timpul care ne stă înainte, când vom apropia de masa Domnului, să ne aducem aminte de niște lucruri, să rugăm Domnului să ne ierte, să stăm într-un timp de cercetare și astfel când ne vom apropia de masa Domnului să ne apropiem cu inimă curată, cum am învățat și aseară. Pentru timpul acesta aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Filipeni, capitolul 2. Și voi da citire de la versetul 5 până la versetul 11. Filipeni, capitolul 2, începând de la versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Amin. Gândul Domnului Iisus Hristos a fost acela de a trăi smerit, a face voia lui Dumnezeu până la capăt. Încă din versetul 6 pe care l-am citit, spune că el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Când ne gândim și ne apropiem de masa Domnului în această dimineață și ne gândim la lucrurile și suferințele pe care le-a purtat Domnul Iisus în locul nostru, aș vrea să medităm la două lucruri. În primul rând să ne aducem aminte cine este Domnul Iisus Hristos, de ce a trebuit să facă lucrul acesta și de ce îl numim noi Domnul nostru Iisus Hristos. Când Dumnezeu a creat lumea și tot universul, ne aducem aminte cum a creat cerul și pământul, cum a creat plantele, cum a creat animalele și ne aducem aminte cum l-a creat pe Dumnezeu. Cum l-a creat pe om. Pe om l-a creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Însă neascultarea omului și dorința lui de a se asemăna cu Dumnezeu, când a venit ispita prin Satana, n-a făcut decât să aducă păcatul în lume, să aducă blestemul și să aducă durerea. Când privim la Domnul Iisus, spune Scriptura că ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob. Dacă ne gândim la Apocalipsa, capitolul 5, vedem acolo toată scena care s-a petrecut în cer. Când nimeni nu s-a găsit vrednic să poată să deschide cartea, unde fiecare dintre noi eram scriși și condamnați la moarte. Și Domnul Iisus a fost singurul care a fost găsit vrednic să rupă aceste peceți, să vise fie numele. Ce a făcut Domnul Iisus? A părăsit slava cerească? S-a născut umil, într-o iesle, împăratul împăratului, împăraților, Domnul Domnului, domnilor, cel care a fost de când s-a creat pământul acesta, a trăit o viață smerită,
Spune Scriptura că nu s-a găsit un loc să-și plece capul. De ce? Pentru ca fiecare dintre noi să avem viață, să fim împăcați cu El. Spune Scriptura în versetul, în Filipeni, capitolul 2, a doua parte a versetului 7, făcându-se asemenea oamenilor. Nu a spus făcându-se om, ci asemenea oamenilor. De ce? Pentru ca să ne lasă un exemplu de urmat. Un exemplu de trăire. Un exemplu de iubire a lui Dumnezeu. El nu putea să fie ca un om, pentru că el nu s-a născut în păcatul lui Adam. El a fost cel care s-a născut dintr-o fecioară și el, în el nu s-a găsit niciun păcat. Ci spune că la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În Vechiul Testament, cei care erau atârnați pe un lemn sau pe o cruce, și aș vrea să dau citire în Deuteronom, capitolul 21, ca să înțelegem puțin mai bine, o să dau citire la versetul 22 și 23. Și spune, dacă se va omorî un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea, și l-ai spânzurat de un lemn, locul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceea zi. Căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu și să nu spurci țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Ne aducem aminte de toate minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus în timpul în care a învățat pe ucenici și a lăsat un exemplu de urmat. Felul în care i-a ajutat pe bolnavi și i-a vindecat, felul în care i-a hrănit, felul în care i-a adus de la moarte la viață. Și Domnul Iisus a ajuns în postura aceasta să fie condamnat și, cum ne spune Scriptura, că s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. După cum am citit în Vechiul Testament, moartea unui evreu care era atârnat pe un lemn era cea mai oribilă, cât era considerat blestemat. De asta au încercat și preoții din vremea Domnului Iisus să-L condamne pe Domnul Iisus la moarte pe cruce. Ca să nege în totalitate faptul că Domnul Iisus era Mesia. Pentru că El spunea în multe din lucrurile și din trăirea Lui pe acest pământ că Eu sunt calea, adevărul și viața, Eu sunt păstor, Eu sunt ușa, Eu cu Tatăl una sunt. Și asta i-a deranjat foarte mult pe preoții, cei mai de seamă din vremea Lui. Și atunci ce au putut să facă decât să-L condamne pe Domnul Iisus ca un blestemat la moarte pe cruce. Iar Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 3, cu versetul 13, spune așa că Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este orice este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa că prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Amin. Amin. Domnul Iisus a acceptat să ia blestemul nostru, vina păcatelor noastre asupra Lui. Ne aducem aminte de momentul în care Domnul Iisus era răstignit pe crucea de la Golgota, în care timp de 3 ore s-a întunecat și acel nor care a acoperit este și un simbol al
blestemului și al păcatului care era asupra lui. În Marcu ne relatează apostolul că în momentul în care Domnul Iisus era pe cruce, nu a mai strigat Abba, adică Tată, ci a strigat Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De ce? Pentru păcatul meu, pentru păcatul dumneavoastră și pentru păcatele întregii lumii. Pentru blestemul care trebuia să cadă asupra noastră. Toți am păcătuit. Isaia ne spune că toți rătăceam ca niște oi. Fiecare mergeam în... ne vedeam de drumurile noastre. Dar Domnul Iisus a fost acela care plătea prețul răscumpărării noastre. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Dacă dăm două pagini mai departe, vedem în Coloseni, capitolul 2 cu versetul 14, spune: aștrez zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pilonindu-l pe cruce. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. În Filipeni 2, în versetul 9, de la 9 până la 11, spune: de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Cum vrei să-L întâlnești tu pe Domnul Iisus Hristos? Ca și mântuitor? Sau ca și judecător? Încă de la timpul de închinare am fost îndemnați să ne mărturisim păcatele. Pentru acest timp de cercetare, când vom sta la masa Domnului, dacă sunt lucruri în viața noastră care nu fac decât să avem o inimă murdară, să ne rugăm Domnului ca să ne curățească și asta, să venim cu inimă curată. Domnul Iisus a fost acela care a șters orice fără de legea noastră, orice păcat, și ne-a făcut copii de Dumnezeu. Ne-a adus din moarte la viață. Și haideți să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 19, și să citim bine cunoscutul text, începând cu versetul 23. Spune așa: că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în timp nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dacă ține însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru această pâine.